în spiritul adevărului, cum zicea prietenul și camaradul Corelan, o să prezint un mic învei din zbuciumul exilului, ce ține de și faptic și scriptic de începutul acestei rezistențe armate anticomuniste române. După cetarea ostilităților armatei române la 23 august 1944, pe linia Chișinău-Iași, pe un frumos fotul Luaiei, foartele bolșevice s-au revărsat în România. Consecințele acestei capitulări, pentru că a fost o capitulare necondiționată, armistițiul formal, dar fără efect, fi semnat abia în 12 septembrie 1944 la Moscova, după lungi pe diversări și cu multe condiții impuse. Consecințele acestea au fost jafurile, violurile, omorurile și cei aproximativ 120.000 de ostași români luați prizonieri și duși în Siberia. Considerați prizonieri, deși au depus armele și n-au mai făcut nicio rezistență. În aceste condiții de haos și neliniște pentru soarta viitoare a României, singura voce ce a luat atitudine fermă anticomunistă și a întrezărit consecințele fatale ale acestei prăbușiri a fost vocea comandantului Horea Sima, care în 26 august 1944, la Radio Donau, a citit un comunicat de continuarea luptei necondiționate împotriva comunismului. Nu era nicio continuare alături de Germania, era o continuare a luptei anticomuniste. Actul în sine s-a pierdut, scriptic, în vâltoarea evenimentelor ce au urmat creierii guvernului de la Viena și pe aceea armatei naționale care au luptat pe Oder, cum zicea și profesorul Lucu, fiind trimiși pe Oder și au luptat până în ultimele zile ale războiului contra bolșevismului. Citirea acestui act de către Horea Sima a dat o speranță, o licărire, că indiferent de situația internațională, lupta contra comunismului continuă și trebuie să continue. Mulți români, nu numai legionari, ci oameni simpli, au plecat atunci spre Viena, refugiindu-se din calea Furiei Roșii. Dau doar câteva nume, care s-au găsit după aceea în istoriografia legionară a exilului românesc și au avut o mare contribuție în lupta anticomunistă. Domnul Călvărăsăn Ion, care a fost în Canada, Statele Unite, domnul Nicolae Roșca, care a fost și în detașamentele de la Sărata, domnul Dabogiu, sigur care trăiește din, mai trăiește din Consiliul Politic al Mișcării Legionare în Horea Sima, și sibianul nostru, Nicu Iacu Plătinișanu, precum și foarte mulți alții. Anii de după război, au însemnat pentru exilul legionar ani de zbuciu, chinuri, deplasări și mutări continue în încercarea de a stabiliza oameni și comunități românești anticomuniste într-o Europa devastată de război. Așa a început reorganizarea în centre și comunități românești în Italia, Franța, Statele Unite, Germania, Austria. Din păcate, și ceilalți refugiați de alte orientări politice, militari, funcționari, au realizat în acești ani, 1944-1948, că previziunea mișcării legionare din Interbelli a fost corectă, nu numai prin vocea lui Horea Sima la Radio Dona, ci mai ales prin prorocia capitanului Corneliu Zeera Codreanu, care dăduse semnalul de alarmă la ce poate însemna bolșevizarea, adică satanizarea României. Asta a însemnat. Exilul s-a organizat greu, dar s-a organizat în centre de ajutorare, în centre culturale, organe de presă, în special legionare. Au existat și alte comitete naționale, cu un discurs demagogic, fără fapte notabile, și combatere a comunismului în lume. Este o realitate evidentă, nu numai procentual strict matematic, ci mai ales prin oratoria faptei că mișcarea legionară a fost prima luptă a exilului. Mergând pe tematicile dezbătute în presa și lupta exilului,
Situația refugiaților, organizarea exilului, suferința din lagăre și din închisori, lupte armate din munți. Le vom face o părere despre realistă, despre universul luptei anticomuniste din exil. Lupta exilului legionar a continuat și prin colaborarea cu NATO, un subiect foarte ocolit astăzi, cu ajutor avioanelor cărora s-au făcut parașutările peste cortina de fier, urmate de niște acțiuni anticomuniste deosebite ale parașutaților și ale personalului de sprijin, urmate, desigur, de măsurile represive pe măsură, sute de ani de închisoare, execuții și traume deosebite, cum s-a pomenit și aici, și nu trebuie să uităm acest lucru, traume deosebite pentru familiile luptătorilor, pentru libertate românească. Lupta exilului s-a plătit permanent de lupta din munți, lupta din închisori, în anii care în Europa de Est era părăsită în brațe Rusiei sovietice prin parte coexistențialiste, cum se numeau în anii 60-70 până în 80. Suntem aici să punctăm și să luăm aminte pentru generațiile viitoare la lupta și jertfa generațiilor din exil, din închisori, din munți, precum și a familiilor lor care au suferit în confruntarea cu comunismul. Astăzi avem în față lupta cu comunismul sub alte forme. Avem corectitudinea politică și marxismul cultural care ne vine din vest, precum și panslavismul, panortodoxia rusă și euroasianismul din est, chiar dacă nu convin la mulți și aceste forme pe care se încearcă să tulbuie din nou așezarea creștinească a României, atât prin atacuri directe la neam, familie, credință, cât și prin anumite diversiuni pe care le vedem cu ochii noștri și false probleme naționale și false organizații naționaliste care trag spre acel euroasianism sau pan-ortodoxie rusă. Având ca exemplu rezistența de după 1944 și milioanele de jertfe ale comunismului ateu, trebuie să continuăm această luptă pe toate formele culturale și informaționale, precum și creștine, pentru existența și supraviețuirea neamului românesc. Mulțumesc! Face de câțiva ani o operă privată de cercetare a exilului românesc. A scos deja câteva volume și este pe cale să mai, poate anul viitor, să ne mai prezinte un volum privitor la viața culturală a exilului cu informații extrem de interesante și foarte puțin cunoscute societății românești de astăzi. Pentru că și în exil, emigrația românească, diaspora românească, a avut o sumă de acțiuni, dintre care foarte puține sunt bine cunoscute. Îi rog acum pe domnul profesor Marian Cojoc de la Constanța și pe domnul cercetător Cornel Ciucan de la Iași să vină. Va începe domnul profesor Cojoc și va lua apoi domnul. Haideți!